Bună seara, mai prezentăm astăzi un caz de afectare a sistemului nervos central în infecția cu Listeria monocytogenes. Știm că este o bacterie gram pozitivă, anaerobă facultativ, o pacientă de 59 de ani, diagnosticată cu leucemie limfocitară cronică în 2009, cu inițierea chimioterapiei cu fludarabină cu 3 luni anterior internării, ulterior cu introducerea corticoterapiei cu metilprednisolon datorită anemiei hemolitice secundare tratamentului cu fludarabină, prezintă debutul bolii neurologice cu 24 de ore anterior prezentării în serviciu de urgență prin confuzie, agitație, scăderea forței musculare la nivelul membrului inferior drept. La examinarea clinică generală se descrie o pacientă obeză, subfebrilă, 37,4 grade Celsius, fără alte particularități. La examenul neurologic, fără semne de irritație meningiană, monopareză crurală dreaptă, grad 4 pe 5 MRC, reflexe osteotendinoase diminuate rotulian și achilian în dreapta, semn Babinski în dreapta, fără alte semne neurologice de focar. Probele serice au evidențiat o leucocitoză, 35.000 de leucocite pe milimetru cub, o anemie normocromă normocitară cu hemoglobină de 7,1 grame la decilitru, trombocitopenie, 109.000 de trombocite pe milimetru cub, în rest fără particularități. Examenul CT craniocerebral nativ descrie o leziune hipodensă în lobul frontal stâng, sugestivă pentru ischemie. S-a decis internarea în clinica de neurologie pentru continuarea investigațiilor și instituirea tratamentului de specialitate. A doua zi după internare, pacienta prezintă febră 38,4 grade Celsius, cu prezența semnelor de irritație meningiană, semnul Kernig pozitiv, la examinarea neurologică. Aceste semne de irritație meningiană, număr de 4 sau 5, dacă punem și rotarea de ceafă, sunt Kernig 1, la încercarea de flexiune a coapsei din șold, cu pacientul de cubit dorsal și membru inferior în extensie, pacientul va face involuntar și flexiunea genunchiului. Kernig 2, la încercarea de extensie a gambei pe coapsă, cu pacientul aflat în decubit dorsal și cu coapsa flectată pe abdomen, apare și durere, pe lângă ea și rezistența la mobilizare. Brusinski 1, la încercarea de flexiune a capului pe torace, pacientul acuză durere și face involuntar dublă flexiune a gambelor pe coapse și a coapselor pe abdomen. Iar Brusinski 2, la flexiunea pasivă a unei coapse pe abdomen, apare și flexiunea gambei și a coapsei membrului controlateral. Examenul MN cerebral a evidențiat o leziune hipersemnală T2 și flair în lobul frontal stâng cu extensie spre ganglionii bazali, cu încărcare nodulară minimă după administrarea de gadolinii. Analiza lipidului cefalorachidian descrie 829 de leucocite pe microlitru, valori de referință între 0 și 15, examenul citologic 76% limfocite, 22% neutrofile, 2% monocite, proteinul rahie de 111,2 mg la decilitru, valori de referință între 150 și 400 mg la decilitru, oblicorahie foarte scăzută, de 10,2 mg la decilitru, valori de referință între 40 și 70 de mg la decilitru, iar hemocultura, cât și cultura efectuată din lichidul cefalorachidian, au evidențiat infecția cu Listeria monocytogenes. S-a stabilit diagnosticul de meningoencefalită cu Listeria monocytogenes și s-a inițiat tratament cu ampicilină, 12 grame pe zi, este doza maximă, timp de 14 zile. După 48 de ore, pacienta a fost afebrilă, cu ameliorarea semnificativă a statusului neurologic. Și avem câteva comentarii importante. Se estimează că 80% dintre pacienții cu leucemie limfocitară cronică vor dezvolta complicații infecțioase pe parcursul bolii, aceste infecții fiind responsabile de 60% din cauzele de deces. Mai mult decât atât, pacienții tratați cu analoși purinici, cum e fludarabina, și corticoterapie, sunt predispuși la infecții cu germeni oportuniști, cum e și Cryptococcus neoformans. Meningita e cea mai frecventă manifestare a infecției cu Listeria. Mai rar, pacienții se pot prezenta cu meningoencefalită sau encefalită. De asemenea, leziunile focale supratentoriale secundare meningoencefalite cu Listeria sunt rare. Infecția cu Listeria monocytogenes apare de obicei la pacienți imunosuprimați, imunodeprimați, cu neoplazii, de exemplu cu limfome maligne, alte tumori, cu antecedente recente de tratament cu corticosteroizi, la pacienții cu ciroză hepatică, la cei cu infecția HIV în stadiu SIDA, la gravide poate să apară și ele fiind imunodeprimate. Din punct de vedere clinic, encefalita se manifestă prin cefalee, febră, grețuri, vărsături, urmate de paralizia simetrice de nervi cranieni, deficite neurologice de focar și tulburări de sensibilitate. Și pot fi și crize epileptice. Cazurile cu semne neurologice de focar, fără febră la debut, pot mima un infarct cerebral.
ceea ce face necesară lărgirea investigațiilor și monitorizarea atentă a pacienților cu leucemie linfocitară cronică, tratați cu analoși purinici și cu corticoterapie. În acest caz, de fapt, nu a fost vorba de un infarct cerebral, a fost vorba de o encefalită, mai precis de o meningoencefalită, la o pacientă neoplazică aflată pe tratament cu fludarabină, cu analopurinic și cu corticoterapie, deci într-un status imunodeprimant. Să aveți o seară minunată!